Tragedia s-a produs aseară, în jurul orei 21 din apartamentul deputatului Nae Simion Pleșca de pe strada Sfatul Țării din capitală s-a auzit o împușcătură. Potrivit poliției, cei doi fii ai acestuia erau la bucătărie, iar părinților în altă odaie. La un moment dat, fiul mai mic, în vârstă de 25 de ani, care este angajat al serviciului Vamal, a tras dintr-un pistol pe care îl deținea legal. Glontele l-a nimerit în regiunea feței pe fratele său de 32 de ani. El a murit pe loc. Imediat după producerea crimei, Pleșca a fugit de acasă cu una dintre mașinile familiei. Astăzi, în jurul orelor 9, polițiștii au depistat automobilul încuiat pe o stradă din municipiul Bălți. În continuare se întreprind acțiuni în vederea depistării și reținerii bănuitului. Totodată, potrivit oamenilor legii, nu au fost găsite careva semne că automobilul ar fi fost avariat sau spart. Solicitat de ProTV, procurorul Corneliu Bratunov a declarat că a fost pornit un dosar penal pentru omor intenționat. Acesta însă a refuzat să ne ofere mai multe detalii pentru a nu prejudicia ancheta. Iar poliția însă spune că incidentul s-ar fi produs întâmplător. Nimeni din familia deputatului nu a vorbit cu presa, iar vecinii spun că nu au auzit aseară împușcătura. Imediat după tragedie, acasă la Nae Simion Pleșca și-a făcut apariția președintele Parlamentului, Adrian Candu. Vă rog frumos, puțină intimitate să lăsăm familie, vă mulțumesc mult. Deputatul Nae Simion Pleșca are 59 de ani și a fost ales deputat pe listele PLDM în 2010 și 2014. El face parte din grupul celor 8 deputați PLDM care la sfârșitul lui ianuarie au votat guvernul Filip. Ulterior, Pleșca, dar și alți 6 parlamentari au fost excluși din fracțiunea Liberal-Democraților.